Bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție emisiunii Celebrity. Începând de azi, vă prezentăm cele mai interesante știri despre vedetele internaționale. Haideți să vedem împreună cele mai importante evenimente ale săptămânii. Selena Gomez și Justin Bieber au pus punct relației lor de iubire. James Bond, o afacere profitabilă mai mult ca niciodată. Cele mai bune filme din această săptămână în top 5. Eddie Murphy stă bine la capitolul iubire. Iar Madonna a făcut senzație pe scenă alături de producătorul hitului Gangnam Style. Uneori, adevărata onoare constă în a fi nominalizat și nu în a câștiga. Nu știm însă dacă este adevărat și în cazuri extreme, de exemplu atunci când 6 nominalizări nu reușesc să se transforme într-un premiu, așa cum i s-a întâmplat unei vedete în cadrul premiilor muzicale. Cine este ghinionistul sau ghinionista și cine au fost norocoșii care au dus acasă cele mai multe onoruri, vom vedea în reportajul următor. Justin Bieber și Taylor Swift au fost mari câștigători ai celei de-a 19-a gale MTV Europe Music Awards, fiecare fiind recompensat cu 3 trofee în cadrul galei care a avut loc pe 11 noiembrie la Sala Festhalle din Frankfurt, Germania. Nominalizată la 5 categorii de premii, artista americană de muzică country, Taylor Swift, a obținut trofeele pentru cea mai bună cântăreață, cea mai bună interpretare live și cel mai bun look. Unul dintre cei mai populari artiști ai serii a fost coreanul Psy, al cărui hit Gangnam Style a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip. Psy, prezent la eveniment, a devenit primul artist sud-corean care a cântat la gală. El a spus jurnaliștilor că următorul său album va avea mai multe piese în limba engleză. Gangnam Style a fost vizionat de peste 670 de milioane de ori pe YouTube și a primit un număr record de 4,9 milioane de like-uri pe Facebook de când a fost lansat în iulie. Idolul adolescenților de pretutindeni, Justin Bieber, a obținut și el 3 premii pentru cel mai bun cântăreț, cel mai bun artist pop și cel mai bun concert. Rihanna, care conducea în topul nominalizărilor, concurând la 6 categorii, a plecat acasă cu mâna goală. Compatriota sa, Carly Rae Jepsen, a plecat acasă cu premiile pentru cel mai bun cântec, Call Me Maybe, și premiul pentru cea mai bună speranță, Best Push. Unul dintre premii a fost acordat de starleta Kim Kardashian, care s-a împiedicat la intrarea pe scenă, probabil din cauza emoțiilor. Pe lângă Psy, la gala prezentată de top modelul german Heidi Klum, au cântat Taylor Swift, Alicia Keys și Pitbull. Cântăreața Whitney Houston, care a decedat în februarie la vârsta de 48 de ani, a fost onorată postum cu titlul Global Icon. Este pentru a treia oară când acest premiu, instituit în 2010, este acordat. În anii ce au trecut au fost onorate cu acest titlu trupele Queen și Bon Jovi. Orice gală, premieră sau decernare de premii debutează invariabil cu o defilare pe covorul roșu. European Music Awards nu a făcut excepție de la această rețetă, covorul roșu devenind scena unei adevărate parade a frumuseții și talentului. Care au fost vedetele care au îmbogățit arsenalul monden al acestor premii, vom vedea în cele ce urmează. Arena Festhalle din Frankfurt a găzduit duminică seara cea mai recentă ediție a galei MTV Europe Music Awards, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa. Ceremonia n-a dus lipsă de vedete, astfel că printre celebritățile care au pășit pe covorul roșu înainte de show s-a numărat și cântăreața americană de muzică country Taylor Swift, care a ales o rochie G. Mandel și bijuterii Neil Lane pentru această ocazie. It's amazing to have 5 nominations. This is my first time at the EMA, so I'm freaking out to be at the EMAs and to get to perform, and it's all very exciting for me. Alicia Keys a purtat o rochie Stella McCartney, pantofi Gian Vito Rossi și bijuterii Reposi. O prezență mult așteptată a fost Kim Kardashian, care l-a ales pe Kanye West pentru a fi partenerul serii și care nu a dezamăgit asistența. Într-o rochie Stefan Roland, neagră cu trenă lungă și strălucitoare și un decolteu adânc, ea s-a pregătit pentru a prezenta Best Song. I love Europe. I mean, in the UK, Chloe had never been to Europe or the UK or anything, so it was fun to show her, you know, London, and now we're all back in different cities right now, so it was really fun. We had a great time launching our clothing line, the Kardashian Collection, in London. Se întâmplă foarte rar ca cineva să fie bun și la actorie, și la dans, și la cântat, așa cum au fost, de exemplu, John Travolta și Olivia Newton-John la filmul Grease. În amintirea succesului lor fulminant, cei doi vor lansa în curând un nou album. Ce fel de muzică credeți că va conține acest material discografic, ținând cont de faptul că se lansează puțin înainte de Crăciun? Să vedem dacă ați avut dreptate!
Hi, I'm John Travolta. I'm Olivia Newton-John. Happy holidays! John Travolta și Olivia Newton-John se reunesc pentru un album de sărbători. Au trecut deja 35 de ani de când John Travolta și Olivia Newton-John au făcut echipă pentru prima dată pe platourile filmului Grease. Acum cei doi actori se întâlnesc pentru a înregistra un album de sărbători cu numele Crăciunul acesta. Albumul va conține o serie de colinde clasice, precum Rocking Around the Christmas Tree, Winter Wonderland, Deck the Halls și Baby It's Cold Outside. Pe album și-a găsit locul și o melodie originală numită I Think You Might Like It, melodie scrisă de John Ferrer, cel care a compus melodia principală din coloana sonoră a filmului Grease. Melodia You're the One That I Want a fost un succes mondial incredibil, ocupând încă locul fruntaș în topul celor mai bine vândute single-uri din toate timpurile. O parte din profiturile noului album vor merge către organizațiile caritabile ale celor doi actori, Centrul de Wellness și Prevenirea Cancerului al Olivia Newton-John și Fundația Jet Travolta. Albumul va fi disponibil în magazine începând cu luna aceasta. Chiar dacă la noi, după cum le place jurnalelor de știri să spună, iarna se pregătește să-și intre în drepturi, în alte părți ale lumii se face plajă și se merge la surfing. Ultimul film al lui Gerard Butler abordează exact această temă a surfingului, pentru unii o simplă pasiune, pentru alții o adevărată obsesie, după cum se poate vedea și în următoarele secvențe. Acum în cinematografe, incredibila poveste adevărată, Chasing Mavericks. Have you ever felt like you were meant for something more? Something bigger than you. Mavericks is the story of basically a boy who at 15 tried to, or did take on, one of the biggest waves in the world, the biggest, darkest, coldest, most powerful waves in the world. Mavericks is real. Mavericks. Maybe the biggest wave in the world. No one believes that. I swear, it's like nothing you've ever seen before. I want to ride that wave. That wave is a myth, and the four of us who surf it intend to keep it that way. Train me then. I play Frosty Hessen, the guy who coached him and became like a father to him. That boy's gonna surf that wave anyway, even if he dies trying. I mean, wouldn't you? Gerard Butler joacă unul dintre rolurile principale ale acestui film și de asemenea a servit ca și producător executiv. Butler a avut propriile sale motive să aducă povestea la viață. The script came to me and it coincided with me wanting to start surfing again actually. To me it really answered the question, what is the soul of surfing? What is the soul of a surfer, you know, and the psyche and what they go through, and I felt like it was totally palpable when I read this script. Is what does it take to be a big wave rider? A few things we need to establish before we begin. First, thou shalt not dang Frosty's board or damage thy neighbor's car. Yes, sir. Sorry, sir. Second, this little program is all about building what I like to call the four pillars of a solid human foundation. Understand? Yes, sir. How could you? I haven't even told you what they are. Gerard's awesome. So are you ready to go? Does it look like it? Jerry's like a lot like me. Like I can't stop moving, I can't stop doing things, and I'm surfing and I'm like riding on a motorcycle and I'm like doing all this stuff, and Jerry's got the same thing. He's like, he has more money, so he's like flying to France and riding motorcycles, but forget it, you know, it's like the same idea. It's like you could see that about him. He's like never likes to stop moving. În ciuda faptului că este mereu în mișcare și întotdeauna gata pentru o nouă provocare, Gerard a avut mari dificultăți în a stăpâni placa de surf. I'm not a surfer, you know. I learned for this movie, but you know, you go on to normal waves or small waves and normal waves, and then after a few years, maybe you graduate to bigger waves. I quickly learned that the best way for me to get in there would be to get towed in, and I practiced some tow-in surfing, and I really got it down. Call that the boneyard. Do not let the current push you in there. It'll smash you to pieces. You gotta hold your breath for at least 4 minutes. That's impossible. I'm not even gonna acknowledge that just happened. You take care of that boy. This is gonna change everything. What if you're wrong? What if I'm right? I think this movie is gonna get people to do whatever they need to do to be happy. I hope that people see this movie and they're like, I'm gonna face everything about me and
I'm gonna deal with everything as honestly as possible and just be pure and whatever I want, you know, just go for it. It's too big for the kid. Why didn't you stop him? Because it's not possible. It never was. Hollywood are cel puțin un mod neortodox de a-și omagia starurile. Astfel, stelele de cinema sunt transformate în steluțe pe asfalt și înșirate pe trotuar unde oricine poate călca pe ele. Săptămâna aceasta, o nouă stea s-a născut pe Hollywood Walk of Fame. Ce nume poartă aceasta, veți afla doar urmărind materialul următor. Celebrul actor din filmul Skyfall, Javier Bardem, a primit o stea pe Bulevardul Celebrităților din Los Angeles, Hollywood Walk of Fame. Actorul spaniol, în vârstă de 43 de ani, a fost onorat în timpul unei ceremonii speciale pe data de 8 noiembrie. De la eveniment nu au lipsit partenerele sale din seria Bond, Berenice Marloch și Naomi Harris, dar nici directorul Sam Mendes. Bardem, care a câștigat un premiu Academy în 2008 pentru rolul său din thrillerul Nu există țară pentru oameni bătrâni, în regia fraților Coen, este cel de-al 2484-lea star care primește un premiu în fața teatrului El Capitan de pe Bulevardul Hollywood. Urmăriți și voi în cinematografe rolul său de băiat rău din filmul Skyfall. Exact așa cum n-ar trebui să judecăm o carte după copertă, nici filmele nu ar trebui judecate după titlurile lor. Acestea fiind spuse, vom vedea în minutele următoare că cel puțin unele cazuri, unele titluri sunt mai potrivite decât altele, schimbarea titlului dovedindu-se de multe ori o mișcare inspirată. V-ați întrebat vreodată cum ar fi trebuit să se numească filmele voastre preferate înainte să debuteze pe marile ecrane? Noi vă dezvolim povestea din spatele succesului. Filmul clasic Blade Runner a respectabilului Ridley Scott a debutat ca și scenariu cu titlul de Zile periculoase, bazat în linii mari pe romanul Visează androizii despre oile electrice de Philip K. Dick. Șefii de la Warner Brothers au simțit inițial că filmul Zile periculoase ar putea avea o perspectivă mai mare de finanțare. În cele din urmă, ei au realizat că Blade Runner, numele echipajelor de poliție speciale din film care vânează și opresc roboții infiltrați printre oameni, ar avea o trecere mai bună. Christopher Nolan a dat lovitura cu fantasticul supererou din trilogia Batman Începuturi în 2005, dar titlul inițial a fost Jocurile de intimidare, deoarece Nolan nu a vrut ca Batman să apară în denumirea scenariului care era în tratative cu anumite studiouri. Ulterior, filmul a primit numele de Batman Începuturi. Este un fapt bine știut că arta cere mari sacrificii, sacrificii care, într-un final, pot duce chiar și la destrămarea unor frumoase povești de dragoste, așa cum se zvonește că s-a întâmplat și în cazul cuplului următor, o pereche de artiști care acordă atenție mai mare artei decât relației amoroase. Despre cine este vorba, aflăm imediat! Se pare că iubirea dintre Justin Bieber și Selena Gomez este pe cale să se spulbere, deși Justin refuză să confirme zvonul că ei sunt deja despărțiți. Din ce se aude, cuplul a căzut de acord să se despartă în urmă cu câteva săptămâni, vinovat fiind programul încărcat a celor doi, dar și distanța care îi desparte în mod constant. Alte surse spun că Selena nu mai are încredere în Justin, după ce acesta din urmă a fost văzut recent în compania modelului Victoria's Secret, Barbara Pelvin. Într-un interviu acordat de Bieber la un post de radio în data de 10 noiembrie, acesta declara că nu știe exact ce se întâmplă în viața lui, pe când alte surse spun că genul acesta de neînțelegeri s-au mai întâmplat pe parcursul relației lor. O relație care poate fi lesne caracterizată ca fiind una tumultoasă. Se zvonește că tânărul cuplu a decis să mai acorde o șansă relației lor, stabilindu-și o întâlnire în New York. Deznodământul îl vom afla, bineînțeles, în viitoarele ediții Celebrity. Privindu-i pe mari actori ai Hollywoodului ca pe niște ființe supreme care au foarte puține de-a face cu treburile mai pământești, pierdem din vedere faptul că sunt și ei oameni exact ca noi. Și exact ca și oamenii de rând, se întâmplă ca vedetele să se certe și să se ia la harță din motivele cele mai banale. Cine s-a certat și mai ales care a fost extraordinarul motiv, vedem în cele ce urmează. Actorul hollywoodian Jonah Hill și prezentatorul știrilor CNN s-au certat din cauza unei postări pe site-ul de socializare Twitter. Lemon îl acuză pe actorul din filmul Arta de a învinge că a avut un comportament nepoliticos față de el atunci când s-au întâlnit într-un hotel din Los Angeles. Prezentatorul CNN l-a numit o marionetă pe actor pe contul său de socializare, spunând că a fost tratat ca și un angajat al hotelului. Jonah a reacționat rapid și a spus că l-a salutat pe Lemon, dar probabil nu i-a acordat suficientă atenție deoarece era grăbit. De asemenea, a postat pe Twitter o întrebare retorică. Ce ai vrea? Să mă mut cu tine? Chiar dacă jurnalistul s-a supărat pe acesta, spunând că este prost crescut, catalogându-l ca fiind obraznic, lucrurile s-au rezolvat rapid cu scuzele de rigoare.
Cei care spun că nu mai există cavaleri în ziua de azi se înșală amarnic sau probabil nu sunt locuitori ai Marii Britanii, țară care zilele trecute și-a mai ridicat un cetățean la rangul de cavaler. Pe umărul cui au căzut povara sabiei și binecuvântarea reginei, vom afla imediat. Actorul și în același timp regizorul Kenneth Branagh a fost înnobilat de regina Marii Britanii Elisabeta a II, primind titlul de cavaler la Palatul Buckingham din Londra. Starul în vârstă de 51 de ani, cunoscut pentru paleta largă de roluri interpretate de la Shakespeare la Harry Potter, a fost onorat pentru contribuțiile sale artistice, dar și implicarea în comunitatea Irlandei de Nord. Nominalizat de 5 ori la Oscar, Kenneth a declarat că este încântat de onorurile primite, mai ales că acestea au venit la sfârșitul unui an extraordinar pentru Regatul Unit, care a găzduit Jocurile Olimpice și Jubileul Reginei. Următoarea producție pentru care filmează actorul este Jack Ryan, în care îi are ca și colegi pe Keira Knightley, Kevin Costner și Chris Pine. Kenneth este și regizorul acestui film, care va apărea de Crăciun. Să fii considerată obeză la 22 de ani, deși tu nu te simți deloc supraponderală. Ba, chiar ești confortabilă în pielea ta. Cum este să-ți programeze alții nunta, deși tu încă nici n-ai acceptat să-ți petreci sărbătorile alături de socrii? Cum ar trebui ca un tribunal să-ți spună ce este mai bine pentru copilul tău? Răspunsurile la aceste întrebări ni le oferă Halle Berry, Miley Cyrus și Jennifer Lawrence. Cui aparțin fiecare din problemele de mai sus, vedem imediat. Starleta filmului Jocurile Foamei, Jennifer Lawrence, a declarat că, cel puțin conform standardelor hollywoodiene, se poate considera ca fiind obeză. Vorbind cu cei de la revista Elle, actrița în vârstă de 22 de ani a spus că nu va fi niciodată presată să devină mai slabă. Asta deși mulți oameni din industrie se vor uita la ea ca și la celebra poză cu Val Kilmer pe plajă. Pur și simplu nu o poți ține pe Miley Cyrus departe de buletinele de știri. Ultima pepită de informație primită de noi susține că fosta Hannah Montana a infirmat zvonurile cum cănunta ei cu actorul Liam Hemsworth este programată pentru 11 iunie 2013. Între timp, Liam se pare că încearcă să o convingă pe Miley să petreacă un Crăciun australian alături de el și familia lui. Pentru final, vă spunem că un tribunal american a stabilit că actrița Halle Berry nu se poate muta permanent în Franța alături de fetița ei, așa cum intenționase să facă. Câștigătoarea Oscarului speră să se poată reloca în Franța împreună cu fetița ei de 4 ani, Nala, pentru a se feri de atențiile paparaților din Los Angeles, dar și pentru a întemeia o nouă familie alături de logodnicul ei, Olivier Martinez. Din păcate, pentru ea, fostul soț al actriței, Gabriel Aubrey, a avut succes în bătălia pentru custodie și a împiedicat punerea unei distanțe atât de mari între tată și fiică. Deși Hollywoodul nu pare să ducă lipsă de celebrități, este întotdeauna palpitant să descoperim noi talente. Printre prospăturile industriei cinematografice s-a impus în ultima vreme și actrița Rebel Wilson. O actriță care, prin pricepere și printr-un simț al umorului foarte bine antrenat, dă o greutate tot mai mare rolurilor sale. Să vedem despre ce este vorba. Actrița de origine australiană, Rebel Wilson, a reușit să se afirme pe la mijlocul anilor 2000 printr-o serie de roluri mici în seriale TV precum The Wedge. De asemenea, construindu-și un nume ca artist de stand-up și ca scenarist de comedie, actrița se simte cel mai bine atunci când reușește să-și amuze publicul, lucru care a ieșit de minune în producții precum Domnișoare de Onoare sau Nuntă de Coșmar. Cea mai recentă apariție a vedetei este în comedia Burlacele, pe care o puteți urmări acum în cinematografe. Asta în timp ce următorul său proiect îl prezintă filmul Struck by Lightning, în care va juca alături de actrița Christina Hendricks, filmul având un scenariu scris de Chris Colfer. Nu mai putem ignora faptul că, mai nou, jocurile video au devenit o parte tot mai însemnată din viețile noastre. Pentru cei entuziaști care nu găsesc destule adrenalină într-un joc cu păsări supărate, s-a lansat un joc ce va potoli, sperăm noi, nevoia de viteză a jucătorilor. Să vedem despre ce este vorba. Need for Speed Most Wanted este cea mai nouă parte din cea mai populară serie de jocuri. În acest joc poți să interpretezi rolul unui șofer căzut în disgrație care participă la curse ilegale de mașini. Nu doar vei intra în competiție alături de alți șoferi, dar va trebui în același timp să te ferești de poliție. În timpul curselor nebunești vei întâlni multiple obstacole, garduri, panouri, dar și clădiri prin care poți trece pe de-a întregul, precum și stații de benzină sau garaje. Cel mai important lucru este să scapi de polițiștii care încearcă să te oprească prin orice mijloace, folosind tot felul de tehnici inventive pentru a te aresta. Need for Speed Most Wanted este disponibil acum pentru toate platformele de jocuri. Oricât de bun ar fi, actorii, regizorii, scenariștii sau oamenii care se ocupă de efectele speciale, s-a dovedit până la urmă că Hollywoodul, ca orice industrie, este condusă de contabili. Ei reprezintă cel mai bun reper pentru succesul unui film. Vom vedea în continuare un top al filmelor care le-au oferit cele mai plăcute senzații acestor contabili.
Istoria filmelor ne-a demonstrat de nenumărate ori că cele mai multe milioane de dolari provin din filmele care fac parte dintr-o franciză. Iată care sunt cele mai bine vândute 10 serii de filme. Pe locul 10, Peter Jackson reușește să reînvie spiritul lui J.R.R. Tolkien în seria filmelor Stăpânul Inelelor. Vampiri, lup și lucrurile seducătoare domină locul 9 prin seria Twilight. Unul dintre cei mai criticați directori de filme din toate timpurile este Michael Bay. Acest lucru însă nu a împiedicat filmul Transformers să devină al 8-lea cel mai bine plătit film din lume. De regulă, supereroii se descurcă de minune în box office. Spider-Man nu face nicio excepție, ocupând un onorabil loc 7. Pe locul 6 se găsește cel mai popular film al lui Johnny Depp, Pirații din Caraibe. Shrek ne demonstrează că până și căpcăunii urâți, măgari și chiar și alte ciudățenii pot avea succes, atingând locul 5 în topul nostru. Batman, care a fost produs și reprodus de o serie întreagă de regizori și actori de-a lungul timpului, poate fi găsit pe locul 4. Chiar dacă de-a lungul timpului au apărut câteva filme dezastroase în cadrul său, seria James Bond are un impact major, ocupând locul 3. Binele împotriva răului reprezintă o rețetă câștigătoare în spațiul cosmic, astfel că seria Star Wars ajunge pe locul 2. Dar pe locul 1, cea mai profitabilă franciză din toate timpurile aparține lui Harry Potter, a cărui lume magică îi fascinează chiar și pe cei mai încuiați dintre noi. Crăciunul este acea perioadă a anului când toată familia se adună și se bucură de prezența celui drag. Sau nu? The Fitzgerald Family Christmas va fi lansat curând în cinematografe. Hey, can I help you? Yeah, I'm Jerry Fitzgerald. Just wanted to wish her a happy holiday. It's Christmas Eve and we've got this thing going on with my father and my whole family that is going to need to be addressed tonight. Yeah, so you're going to need a drink. It's about Dad. What about Dad? He wants to spend Christmas with us here at the house. All I want to be is with my family at Christmas. Is that so unreasonable? No, that's definitely not happening. That sounds awesome. Does it sound awesome? You think you're ready to see the old man? No. I think we should ask Mom to let him come. Maybe there was a time for some forgiveness. Okay, I've thought about it. And the answer is still no. I am more than okay with that. You're all crazy. Crăciunul este acea perioadă a anului când toată familia se adună și se bucură de prezența celui drag. Sau nu? The Fitzgerald Family Christmas va fi lansat în curând în cinematografe. What brought you here tonight to this fine establishment? I was waiting for my train. Oh, I got bad news. You missed it. No, I missed my train. Right, so? There's gotta be another train. Not tonight. He deserves to be there. Does he? There's a guy who walked down on his family. Oh, I don't know. I don't know what I'm supposed to do, you know? Have your brothers and sisters figure it out for themselves? I know he hurts you, but he's still our father. An angel just got their wings. None for you, though, Pops. Guess there's nothing else to say. Can we forgive our father just one day? Just one normal Christmas? I had no intention of breaking his family up. What I wanted to do is pull you all together. When he walked out on this family 20 years ago, I told him he would never set foot in my house again, and I am sticking to it. You're with your family. That's what we do. We take care of one another. Deși de cele mai multe ori nu se observă cu ochiul liber, grație operațiilor estetice, a dietelor echilibrate sau a stilului de viață lipsit de griji, chiar și vedetele îmbătrânesc. Săptămâna aceasta a fost rândul lui Maggie Gyllenhaal să sufle lumânări și să dea de băut tuturor colegilor de la lucru cu ocazia zilei sale de naștere. Pe 16 noiembrie, actrița Maggie Gyllenhaal și-a sărbătorit cea de-a 35-a zi de naștere. În timp ce fratele ei mai mic și prinț al Persiei, Jake, se bucură de toată atenția publicului, Maggie a fost ocupată și a construit-o carieră filmografică impresionantă. Sub centura ei se află opere de marcă precum Confesiunile unei minți periculoase, Cavalerul întunecat și Donnie Darko, drama întunecată în care joacă alături de fratele ei. Lucrurile au luat amploare în 2009, atunci când a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul ei în drama emoțională Crazy Heart, unde a fost partenera lui Jeff Bridges. Anul 2012 a fost ceva mai liniștit, ea lucrând la serialul The Corrections, precum și la fiascoul ce a purtat numele de Won't Back Down. Filmând momentan la pelicula lui Roland Emmerich, filmul de acțiune White House Down, Maggie își va petrece ziua cel mai probabil alături de soțul ei, actorul Peter Sarsgaard și fiica lor de 6 ani. Noi îi urăm un sincer la mulți ani și mult succes în carieră! Thank you.